と。Începe mâncăzirea, începe concursul. La sărituri pentru clubul Cetate Deva, Mitu, la paralele Delia Ivanciu pentru Constanța, la pârnă prima este Cristina Mamele pentru clubul sportiv Dinamo, iar la sol prima va fi Ilinca Pelan, una dintre cele patru sportive cu nume Pelan de la Pelan. Se lucrează doar la paralele în acest moment. Probabil la început arbitrajul va merge un pic mai greu. De ce? Pentru că noi am modificat puțin cerințele. Încercăm să dăm bonus pentru copiii care au un plus de dificultate de alte cerințe decât la campionatele naționale. Așa încât, vedeți că la paralele am introdus nu doar lucrul întrebări, ci și lucrul la chinci. Deci începem să schimbăm ceva din mers. Sperăm să fie de bună cultură.
încă o sportivă de la Bărlat, orașul din care a plecat în gimnastică și Andreea Răducanu. Ce bine ar fi să ne lași pe mine. A doua săritură a fost pentru Vanessa Orotel, se pregătește la sărituri Adelina Nouă de la Constanța și ea este ajutată de Daniela Sofronie, campioană olimpică cu echipa României în 2004 la Atena. Să salutăm prezența în sală a tuturor campioane olimpice. Trecutul e motivant. Sperăm ca sportul românesc, grație acestui proiect, să nu se raporteze numai la trecut, să aibă și viitor. Să ne îndreptăm atenția spre sol. Ioana Bălan, de la Bălan. Thank you.
Bravo, Lorena Popa. Următoarea la sol va fi Ioana Bărban. Și cred că merită încurajări și Adelina Ionescu de la Dinamo, a început exercițiul la Bărban. Să sperăm că și aceste minute își doresc și își vor dori.
încheiat această rotație. Și ursulețe fac gimnastică? Dar nu știu ce aparat e aici. Inele sunt acolo? Yes. Da, e în roșu, spune domnul Octavian Belu. Iar la paralele, cred că este de la Timișoara Bogoașe, Erica. Aceste fetițe le vom vedea probabil în 2024, grație acestui proiect, la Jocurile Olimpice. Anul acesta se va decide locul în care se vor desfășura acele întreceri. Cu 7 ani înainte, întotdeauna, se stabilește orașul care găzduiește jocurile și vor avea de așteptat pentru a vedea dacă va fi Los Angeles sau Paris. Acolo le vom vedea cu siguranță pe multe dintre ele. Fetițele sunt în nivelul 3 și numeroare 1, deci cele mai mici din acest proiect. Și odată cu primul aparat, cu siguranță se risipesc emoțiile și pentru sportive, și pentru arbitre, și o să meargă mai repede concursul. Lângă noi, doamna Ana Grigoraș Mihăilescu, singura arbitră cu premet categorie A pentru România. Aplauze! Și vă uitați când se aminează la toate.
Ne amintim cu plăcere de faptul că acum o lună cu toții am fost suporteri și spectatori la campionatele europene de la Cluj după 60 de ani, o ediție desfășurată în România, o ediție la care s-au câștigat și 4 medalii, 2 de aur, Cătălina Bonor și Marian Drăgulescu, un argint Marian Drăgulescu și o medalie de bronz Larisa Iordache la Bârnă. Cu siguranță că cele mici au fost fie în tribună, fie în fața televizoarelor. Punem bârna pe roate. Georgiana Ișana acum, de la Onești, clubul de acolo, evident, poartă numele cele mai cunoscute gimnaste din România, Nadia Comăneci. Am văzut și pușcăcioara. Echipa linia asta bancă nu va linia încă, pentru că mai este încă o gimnastă la Bârnă. Rugăm arbitrele de la Bârnă, brigada, să accelerăm puțin ritmul, că durează foarte mult. Să o vedem și să o încurajăm și pe Miruna, care urmează la Bârnă și a avut mititica de așteptat. O încurajăm cu toți pe Miruna? Care e Miruna? Îl aștept cu drag.
Vechi